este o decizie a organelor de conducere a partidului. Și eu, făcând parte din organele de conducere, corespunzător, am primit această invitație. Fiind în opoziție, o poziție declarată față de actuala guvernare, om avea grijă ca guvernarea să-și facă promisiunile, să-și le îndeplinească. Noi, ca partid, ca bloc electoral, avem promisiuni față de cetățeni și vom înainta inițiative ca aceste promisiuni să fie îndeplinite și, evident, vom avea grijă de toți alegătorii din Republica Moldova, mai ales în ceea ce privește aspectul social. Deci, inițiativele prioritare sunt, în primul rând, cele din domeniul social și cele care sunt în agenda electorală sau din electorală, ceea ce au fost poruncite de către alegătorii noștri. Sunt mai multe, inclusiv și scăderea tarifelor, scăderea prețurilor, majorarea salariilor, pensiilor. În primul rând, asta nu se află momentan, fiindcă există prezumția nevinovăției. Dar am repetat de multe ori, indiferent de coleg sau necoleg, atunci când procurorul, în caz de față, se va prezenta în Parlament pentru sau cu solicitarea de a ridica mandatul unui deputat pentru a fi cercetat, noi tot timpul vom vota în cazul în care, evident, vor fi argumentele corespunzătoare. În general, legea este egală pentru toți, indiferent cine el este și cine a încălcat legea. Legea trebuie să fie executată și în fața legii suntem egali toți, deputați, oameni de rând și așa mai departe. Și în primul rând, deputații ar trebui să fie responsabili, fiindcă sunt și legiuitori și sunt și cei care trebuie să dă exemplu că legea trebuie să fie respectată, dacă îmi permiteți. Haideți așa, eu deci sunt destul de înaintat în vârstă pentru deja sau am o experiență vastă în domeniul muncii. Primul sau pe acea perioadă era prima rublă sovietică, am făcut-o încă în clasa 3, muncind în calitate de, mă rog, atunci școala venea în ajutor gospodăriilor agricole, deci în clasa 3 mi-am făcut primele 5 ruble, după care în fiecare an, toamna de obicei, elevii munceau în sovhozurile, în gospodăriile agricole, evident am muncit toți acei ani și cam ăsta ar fi primul loc de muncă așa care am fost remunerat. Ulterior, chiar mi-a plăcut domeniul agriculturii și pentru a fi admis în calitate de student la Institutul Agricol, pe acea vreme, ulterior Universitatea Agricolă, am lucrat și în unele din subunitățile satului natal, Sadova, în calitate de lucrător obișnuit. Deci, cartea mea de muncă se începe cu această înscriere. În gospodărie agricolă, satului Sadova, lucrător. Conform sondajelor, vedeți, cetățenii noștri votează diferit, în special, practic, opțiunea este aceeași pentru ambele direcții. Noi și partidul în general nu facem mari diferențe între acestea. Considerăm că Republica Moldova trebuie să fie reprezentată și într-o parte și în alta, astfel încât să fie respectate interesele de stat ale Republicii Moldova și ale cetățenilor ei. Evident, orice decizie de participare la un organism internațional sau altul trebuie să fie făcută în baza sondajelor populației și în baza unui anumit referent. Trei cărți lectură aveți în vedere, nu cărți de joc. Evident, îmi place foarte mult opera lui Dostoievski și în special Idiot frații Karamazov. În general, este un autor rus care este considerat în literatura mondială. Mi-a plăcut și romanul Vaina i Mir, da? Deci al lui Tolstoi. Totodată și îmi plac și nu pot să nu spun că nu am citit cărțile care de obicei le-a citit fiecare și copil și tânăr de aventuri. Mă refer la Graful de Monte Cristo, Robinson Crusoe și așa mai departe.
Deci prefer să citesc operele clasice, în special. Consider că fiecare creștin, fiecare ortodox ar trebui să citească și să recitească în fiecare zi, după măsura posibilităților, dai de dorit seara, câte un fragment din Biblie. Este o carte care o poți citi, reciti de foarte multe ori. Deci să revenim la dosarul Bahama, probabil el este numit, toate că nu are absolut nicio legătură cu această țară sau cu această zonă în care spuneți dumneavoastră. Este o operațiune economică obișnuită, astfel de operațiuni o fac practic majoritatea antreprenorilor, deci a fost solicitat un împrumut, acest împrumut a fost înregistrat la Banca Națională regulamentar. Împrumutul a fost utilizat pentru dezvoltarea afacerilor, acest împrumut a fost restituit ulterior, deci probabil se face mai multe, haideți așa, politică, practic, din cauza că dacă nu aș fi în politică, acest dosar nici nu ar fi figurat nicăieri, fiindcă atunci când vorbesc cu colegii din mediul de afaceri, ei nu înțeleg în genere care este aici încălcarea. Este din 2016 pornit, este pornit pe timpul când aveam un regim de stat capturat. Este și un dosar pornit deoarece a fost pornit un proiect media. Înțelegem de ce a fost el atunci pornit și acest dosar, pentru că era într-un fel incomod sau potențial putem să facem concurență altor proiecte politice în televiziune. Faptul că până astăzi nu s-a emis nicio decizie și nu este nimeni condamnat dă dovadă de aceea că este un dosar politic care se vehiculează în diferite interese.